Fermierii din cadrul cooperativei Legume Oltenești Vădăstrița sunt primii din țară care și-au montat corturile oferite de Casa de Comerț Unirea a Ministerului Agriculturii. Aici își vor sorta produsele și le vor pregăti pentru comercializare. Eu zic că este un pas foarte mare, ne ajută foarte mult din punct de vedere al stocării, al depozitării și al livrării, pentru că putem veni cu marfa presortată sau poate o putem sorta și aici și o putem încărca mult mai ușor în mijlocul de transport și automat livra. Practic aici o să se realizeze sortarea, ambalarea, tot de aici o să plece marfa către Casa Unirea sau ceilalți retailer. Ministerul Agriculturii a venit cu această inițiativă, a creat această structură care se numește Unirea și încearcă să devină cumva intermediarul producătorilor agricoli și să colecteze producția și să o vândă, având în vedere că și se finanțează de câțiva ani. Vă dau exemplu programul Tomata, unde e un program de succes, din câte am discutat cu toți producătorii. În cadrul aceluiași proiect, la Slatina va fi construit un depozit regional. De aici, produsele obținute de fermierii olteni ar urma să ajungă în magazinele din întreaga țară. Rețeaua de magazine ale Casei Unirea, rețea care se va întinde în toate orașele românești, din România, și din Slatina vor pleca legume, fructe, și nu numai, și produse tradiționale, către prima rețea care se va face Slatina Pitești-București, a doua rețea Slatina Vâlcea, Alba Iulia, Sibiu, Cluj și a treia rețea Slatina Craiova până la Timișoara. Ministrul Agriculturii Petre Daia a inaugurat la Sibiu primul magazin din cadrul Casei de Comerț Unirea. Acesta va oferi celor interesați brânzeturi de la producătorii locali. Ieri, un alt magazin cu produse tradiționale din fermele românești a fost deschis în București. În Olt, un astfel de magazin va fi deschis la Slatina până la finalul acestei luni.